m-am gândit ce este important și ce se întâmplă cu sufletul tău atunci când ai în față, dintr-o dată, să zicem așa, aproape nepregătit, o esență, un concentrat de suferință care abia dacă s-a mărturisit în România. Citind cartea, de fapt recitind, pentru că sunt de fapt multe articole pe care le-am citit în timp, am observat următorul lucru, foarte ciudat. Știți că un articol scris acum 10 ani, 15 ani, 20 de ani, este automat atacat de timp. El îmbătrânește și un film îmbătrânește. E localizat, el plătește un impozit timpului respectiv. De ce oare fiecare articol de aici n-are nici cea mai mică zgură a timpului? De ce este atât de actual și privește spre viitor? De ce este acut actual? De asemenea, ce a spus Nichifor Crainic, că lucrurile divine nu sunt nici moderne, nici tradiționale. De asemenea, că apropierea de acest spațiu al Sfinților creează o imponderabilă, care nu poate fi judecată de istorie. De aici poate și neputința omului care a prezentat la Pro TV, nu poți să intri cu scalpelul literar pe o asemenea carte. Critica literară nu poate, la fel ca toată istoria sau toată literatura memorialistică de mărturisire, nu poate să o recupereze, n-au instrumente. Îi depășește. Poți să-l judeci pe Macedonski în termenii literari, nu prea poți să-l judeci pe Eminescu, pentru că este și o conștiință. Și atunci scapă bisturiu din mână. De asta este neputința cronică a literaturii române de a-și asuma toată literatura de memorialistică, de mărturisire. Aici este vorba de o verigă de gradul 2. Bătrânii, cei care au suferit în pușcării, au mărturisit. Domnul Răzvan Codrescu face parte din mărturisitorii care n-au văzut minunile. Știți că apostolii au văzut minunile și au mărturisit. Ceilalți l-au crezut. Și atunci, prin forța aceasta, s-a făcut credința mărturisirii. Este un lanț. De ce numai în fața evidenței poți să mărturisești și de ce este de ajuns să crezi ca să poți duce tonusul acesta mai departe? Dacă ar fi să o privești așa de sus, articol cu articol, cu toate că nu se cuvine a se spune articol, mărturisire de mărturisire, este un lanț, este o scară a jertfei românești. Mai am să aminte de ce spunea Eminescu, dragă panule, ce istorie teribilă are neamul acesta. Un șir neîntrerupt de martiri, martiri, martiri. Pe asta găsiți. De la Brâncoveanu până la cei care mai sunt și astăzi, se termină cu Marcel Petrișor, este o scară a mărturisirii. De la cel lovește, vreau să mor creștin, a bietului Matei Brâncoveanu, până la testamentul lui Mircea Vulcănescu, să nu ne răzvânați, și apoi testamentul lui George Manu, acest luceafăr al martirajului românesc, care a spus să le spuneți că n-am făcut niciun compromis. Între, știți că domnul George Manu, savant extraordinar, descoperise o formulă de morse pe ață. N-am să aminte carte. Nu mai era cu bătăi. Făceau pe ață. Așa a descoperit el, cu noduri. Între morsele acela pe ață, care se transmitau lucruri, care se însfințeau, și nodurile acestea pe ața cărții, nu e nicio deosebire. Este doar o chestie de timp. Și atunci, cazna aceasta legitimă a vieților critici literari de a recupera, rămâne într-un drum paralel. Mai vine și impotența istoricilor. Inhibiția, frica, lașitățile, oportunitatea și teroarea ideologică care i-a amputat și care nu pot să respire un asemenea adevăr. E prea tare aerul. Cine poate să o recupereze? Evident că sunt și de învredicire și domnul Răzvan Codrescu a stabilit bine sistemul de referință că este cel al bisericii. În niciun caz al bisericii oficiale, ci al bisericii
cele adevărate, care își asumă tacit, continuu și perseverent o asemenea moștenire. Cartea este paradoxală. O puteți citi, în primul rând, că te poți inhiba că o vezi groasă. Nici pomenea. O puteți citi din toate direcțiile. De la sfârșit către început, de la mijloc. Este cutremurătoare. Ea te respiră. Ea te citește și este genul de carte care te verifică. Citind-o, își citește sufletul. Dacă nu vibrezi, înseamnă că ești mort. Este cartea care te citește pe tine. Ca orice, luați viața unui sfânt. Și în clipa în care nu aveți nimic comun cu ceea ce spune Sfântul, înseamnă că tu ai murit. Sfântul te citește când tu citești pe el. Este un raport invers. Știți că definiția aceea, teribilă definiție, dacă vreți percepție extraordinară a Părintelui Stăniloae, ce este neam? Zice așa, copilul, tatăl privește în ochii copilului și vede toate generațiile viitoare. Dar și copilul privește în ochii tatălui și vede tot trecutul. Pe această carte te pune față în față cu neamul. Să-ți privești neamul în ochi. Și mai ales, e vorba de jertfa aceasta a neamului. Vezi dintr-o dată totul. Am spus, este o carte paradoxală. Pentru că fiecare martir are o suferință aparte, atroce. Și de ce această carte, după ce o citești, nu te deznădăjduiești? De ce această carte este un fantastic catalizator? De ce după această carte simți că te înalți? Simți că te întărești? Simți că ai o dimensiune, cum să zic, puternică? Simți că te contaminezi cu ceva extraordinar? Nu este o carte a dezamăgirii. Nu este o carte a plângerii. Nu este o carte, cum să spun, a depresiei. Se vorbește despre suferință, dar este vorba de suferința asumată. Îmi aduc aminte, deschid într-un club, dacă ești drăguț, de o remarcă extraordinară a metropolitului Antonie Blum. Spunea că atunci când aprinde lumânarea, la privire la mort, proclamăm înviere. Perfect. Și mai facem ceva. Mărturisim că persoana care a fost a adus în bezna vieții o lumină oarecare. Și ținând lumânarea, spune Antonie Blum, noi sporim lumina. Domnul Răzvan Codrescu îl văd stând cu lumânarea și sporind lumina celor care s-au dus. Se întâmplă, zice Mitropolitul Antonie, un lucru extraordinar. Se sporește, se împărtășește lumina celor care s-au dus și atunci se arată că ei n-au trăit în zadar. Mai mult, în clipa în care noi le sporim lumina și arătăm că n-au trăit în zadar, noi căpătăm sens în viață. De unde rezultă că viața noastră are un sens, are o misiune. Citind această carte, îți recapeți sensul de a fi român. Claudiu, nu trebuie să-ți fie frică. Nu e vorba de mândrie, e vorba de demnitate. Iar demnitatea face parte din apanajul Sfințenii Creștine. Mândria, da, e fila utia, care spune, domne, să nu te mândrești, un mare păcat. Dar este o fila utie care este, cum să zic, permisă de către Sfinți și care se spune așa, nu să te iubești pe tine, să iubești chipul lui Dumnezeu din tine. Toți acești mărturisitori, toți acești oameni au iubit chipul lui Hristos din ei. Ei nu au murit. Au murit pentru faptul că au mărturisit sau s-au poziționat fiecare cum a putut față de Dumnezeu. O să vedeți, în cartea aceasta este o împletire de fapt. Este o asumare. Să știți că nu căutarea adevărului este cel mai important lucru, ci asumarea și al treia lucru este mărturisirea lui. Mărturisirea face parte din actul de curaj. Hermann von Kaiserling spunea că primul lucru, prima manifestare a spiritului, nu-i cultura, este curajul. Iar curajul necesită actul de risc. Cartea aceasta are un curaj, dar are un curaj de genul acesta intempestiv. Un curaj fiziologic al unui om care are demnitate. Domnul Răzvan Codrescu are demnitatea mărturisirii și face curajul ca normalitate. Nu-i nimic a scris în front.
detectează, diagnostichează fantastic de bine de pe poziția unui curățenii morale al sufletului. Toți vectorii de infecție care pot să intre în România și în spiritul românesc. Dar pentru asta trebuie să ai curaj. Știți că asumarea adevărului este un efort fantastic. Și Copernic, când a descoperit că Pământul nu este în centrul Universului, l-a descoperit, dar nu a avut curaj. Pe patul morții a zis public. Cum n-a avea câteva minute să moare. E o sămânță. E o sămânță care cade pe un teren total nefericit. România de astăzi este devastată, sufletește. Eu am lăsat cartea, așa, dintr-o pură întâmplare, unui tânăr de 24 de ani, care a stat la mine și a zis, până mă întorc, dacă nu ai ce faci, uite, am o carte așa mai groasă, zic, da, să nu te sperii. Citește-o cum vrei. Și după vreo 2-3 zile când m-am dus, am văzut că schimba semnul de carte. Și zic, cum e? Domnul Dan, aș vrea să spun, dar n-am cuvânt. Adică, nu pot să zic că e interesantă. Și s-a căznit săracul și a zis, este cea mai teribilă istorie a celor mai mari oameni din ultima sută de ani. Atât a putut să articuleze. Dar i-a intrat în suflet. Acum, vedeți dumneavoastră, ultima teorie în medicină nu mai este cea despre virus și despre microb, a terenului. Domnul profesor Iftimovici, care a scris o minunată istorie a medicinei, o să vedeți că această ultimă teorie în medicină e foarte veche. Victor Babeș, în 1895, în discursul inaugural al Academiei despre proprietățile de transmitere a sângelui imunizat prin a sângelui imunizat, vorbea următorul lucru. Microbul holerii pe un teren avertizat și cu măsuri de igienă nu poate să facă mare lucru. Dar pe un teren, rețineți cuvântul, cu rele reguli de igienă și neavertizat, face ravagii. În România se lucrează asupra terenului sufletesc. Cartea luptă ca Pasteur împotriva unui microb invizibil. Știți cum a făcut Pasteur? Era Napoleon al III-lea și a zis, Majestate, și a tras perdeaua. Uitați ce neucire. Și au apărut în razele de lumină niște chestii care nu se vedeau. Sunt microbi. Luptă împotriva uitării. Uitarea este nume, este nici măcar microb, este virus. Împotriva uitării. Uitați că, adică gândiți-vă că în România de astăzi se fac exerciții de uitare. Se predă uitarea în școli. Se cultivă amnezia. Reflexul de asumare este aproape nul. Terenul pe care îl găsește această carte este nefericit. Și totuși, la ce bun artistul pe vreme de secetă, ca să aducă aminte că există ploaia. Există pe semnul paradox, există o pronicerească. Vorba lui Brâncuș, nu există energie morală risipită în zadar. Ea se va așeza într-o Românie care își caută identitatea. Această suită de jertfe recrează genomul identitar al țării. Genomul identitar. Ce ați văzut dumneavoastră la televizor, ceea ce s-a întâmplat acum în Franța, poporul ăsta amărât român, dacă îl compar cu ce s-a întâmplat acolo, vă dați seama că încă avem un popor sănătos, care își păstrează credința, care mai are câtuși de cât respect față de memorie, care, vorba părintului Stăniloae, credința ta îmi întărește mie credința mea. Dacă ați auzit vreodată de cuvântul acesta, palimpsest, este o bucată de piele pe care se scrie. Primul se șterge, se scrie. Și sunt 10 de scrie. Cartea este un palimpsest al jertfei. Jertfă peste jertfă, peste jertfă, peste jertfă, peste jertfă. Este o carte deschisă. Este o carte care nu va muri niciodată. Îmi aduc aminte că una dintre explicațiile pe care le-am dat celor care discutau despre Brâncuș, despre coloana infinitului, de fapt este coloana jertfii fără de
sfârșit, era că profilele acelea de la colană sunt romburile, sunt profile de coșciuc. Coșciuc peste coșciuc peste coșciuc și nu deschis. Jertfă permanent deschisă. Fără să vrea, cartea ne avertizează că va veni moment de jertfă. Ea nu rămâne. Domnul Răzvan Codrescu articulat puțin din dimensiunea tragică a mărturisitorului. Profeții erau mărturisitori. Mărturisitorul suportă consecințele mărturisirii. Unul dintre cei mai mari profesori de drept internațional, Rudolf von Erich, spunea așa: durerea pe care o simte cel care îi se ia dreptul și energia de a protesta arată sănătatea morală a poporului. Păi, cartea e plină de durere. Toți au protestat și au avut energia de a lupta. Durerea pe care o simte cel care îi se ia dreptul și energia de a protesta înseamnă sănătate morală. Aici este sănătatea morală pe care am avut-o. Înainte să fim schilodiți. Aici, Claudiu a spus foarte bine, este o carte de însănătoșire. Nu te poți juca cu termenii aceștia. Alexandru Mironescu, am spus poate într-o emisiune la Realitatea TV, pătimitor al aiudului, chimist, care a terminat Sorbona cu magna cum laudă, cred că acum vreo 10 ani de aiud, a scris așa: păcatul se poate transmite la fel de firesc ca viața, dar se poate transmite și sănătatea. Există un vector de sănătate. Sănătatea se poate transmite de la om la om. Solzhenitsyn nu credea în lucrul acesta. Bietul de el avea, cum să spun, pe semne acel impact pe care îl avea această carte. Dacă eu mă duc mâine în Parlamentul României și le spun așa: vă rog, citiți-o pentru lămurirea dumneavoastră și pentru responsabilizarea dumneavoastră. N-are niciun impact. Și atunci Solzhenitsyn, săracul, doar ce s-a lovit, ca o conștiință extraordinară, cu asemenea limite, cu asemenea mutanții, a spus: nu te pot face bine pe tine cu sănătatea mea. Ei, Alexandru Mironescu zice: te pot face bine. Știți că unul din activiștii de partid, fluiera și-l chema, la Gherla, a intrat acolo, l-a băgat comuniștii pe la partid. L-a băgat în închisoare cu ceilalți, cu țăranii care mărturiseau. Și pe câțiva ani de închisoare, l-au găsit în genunchi, în fața crucii. Pe ce-i spune: dar nici comunist, am greșit, amarnic. El s-a însănătoșit în închisoare. Cartea aceasta se va lovi de un zid al intelectualității românești, care este oportunistă, fricoasă și iresponsabilă. Se va lovi de un zid al istoricilor care, v-am zis, vor sta în paranteză, bine mersi, când n-au nevoie de așa ceva. Dar își va găsi culoarul în capilarele acestui neam, în anonimatul care încă n-a ieșit la suprafață, în fenomenul karstic. Este o carte care își va găsi locul ei. Știți că din istoria medicinei domnului profesor Iftimovici am aflat de prima transfuzie care s-a făcut. Jean Denis, pe la 1663, a vrut să facă o transfuzie de la un miel, considerat mielul care sânge, este blând, la un nebun, să-l facă blând. N-a reușit. Asta e transfuzia, de la miel la nebun. Duceți-o în Parlament, duceți-o la oamenii de astăzi, nu reușești. A făcut o stare febrilă la urmă, i-a trecut. A rămas nebun, dar mielul a rămas miel. În schimb, s-a făcut o experiență extraordinară cu sânge forte. Au luat sânge de la un animal care rezista extraordinar și au pus altul. Și ăla s-a putut apăra. Tot în comunicatul lui Victor Babeș o să găsiți lucrul acesta. Aceasta e o transfuzie cu sânge forte. Tot ce este aici este sânge forte al neamului, de cea mai bună calitate. De asta trebuia ucis. De asta trebuia grupă sanguină nepătată, cum a zis eu după părintele Iustin Bârâu, a neamului. Este sânge forte. În clipa în care ai făcut această transfuzie, citind-o, devii... E un coeficient de putere sufletească, asta vreau să vă spun. Devii puternic în sensul adevărat al cuvântului. Se conturează demnitatea ta. Ai o altă dimensiune. Te poți gândi la ceea ce a zis Arsenie Boca: omul în genunchi în fața lui Dumnezeu este cu mult mai mare în fața lui.
M-am gândit, pentru că este vorba de refacerea genomului identitar. Este vorba de refacerea genomului imunitar. De imunitate. Imunitate specifică, generală, naturală. Imunitatea unui organism, vorbește Victor Babeș, constă la un moment dat în temperatura ridicată sau în temperatura scăzută. Dacă îi scazi temperatura, se face o reactivitate morbidă. De ani de zile în România se încearcă, nu s-a încercat, se face bine programat scăderea temperaturii morale acestui popor. Se scade. Prin marginalizarea unor asemenea jertfe colosale, prin relativizarea lor, prin bășcălizare. Ceea ce s-a întâmplat în Franța se numește bășcălizare. Umorul e de tip creștin, spune Părintele Stăniloae. Nu râde de orice și de oricine. Ateul n-are nimic sfânt. Râde de orice. El nu suportă consecințe. S-a scăzut temperatura morală a poporului. Uitați-vă la manualele de istorie. Uitați-vă la comentarii. Am văzut eu emisiuni la televizor cu niște băieți ciudați, vorbitori de limba română, dar pe care nu-i consider români, care de jos pe bandă scriu așa. Istoria poporului român, o minciună. Aia era dată la televizor. Cartea sau genul acesta de discuții nu vor fi date niciodată la televizor. Pentru că ele ar reface sistemul imunitar. Primul atac care se face când vrei să distrugi un organism, îi distrugi sistemul imunitar. M-am gândit la un moment dat la o idee, am făcut o asociație, chiar în drum ce veneam, Lucian Blaga vorbea de coexistența stilistică. O idee foarte bună și surprindea el ca spirit anumite lucruri. Zicea că atunci când era contrapunctul Bach, exista în filozofie Leibniz, cu monadele. Atunci când era Bergson în filozofie, a apărut Rodin, care sculpta lumină umbră. Dar știți că este și o coexistență a maladiilor, a bolilor. Există cancer. Domnul doctor Pavel Chirilor luptă de unul singur. Există cancer. Cancerul devastează totul. Este un cancer trupesc. De la o zi la alta vedem ceea ce se întâmplă. Dar există un cancer sufletesc. Cancerul nu este o boală de tip clasic, nu e de tip infecțios. Este, face parte din categoria fatală și cumplită a bolilor de tip degenerativ. Tot metabolismul cade. Tot metabolismul cade. Toți avertizorii noștri sunt la pământ. Când am vorbit odată despre conștiința medicală, l-am spus de o experiență pe care a făcut-o doctorul Aliber la Charlui în 1812. Are o legătură extraordinară cu cartea și cu demersul lui Răzvan Codrescu într-o însănătoșire a poporului român. O tumoră de la sânul unei domnișoare a făcut o emulsie injectabilă și s-a injectat. Și lui și unor, asistenți care, voluntari care s-au supus. S-au constatat că în prima zi au avut o reacție cumplită, febrilă, cu inflamație teribilă. A doua zi mai puțin, a treia zi mai puțin, a patra zi adesea. Concluzia a fost fantastică. Cancerul nu intră niciodată într-un corp sănătos. Trebuie distrus în timp. Doctorul Weiss, în 1953, a făcut aceeași experiență la cei în stare terminală. Nu s-a reacționat cu nimic. Erau terminați. Cartea aceasta arată că nu s-a lipit cancerul sufletesc. E o reacție de sănătate a unui om. De sănătate morală, sufletească, creștină. Atât. E un act de igienizare. Ea nici nu mai poate să fie, de asta nici nu le scapă cu unul ăsta din mână, pentru că nu au cu ce să o analizeze. Este un alt sistem de referință pe care ei nu-l prind. Acest act de refacere a sistemului imunitar românesc este primordial astăzi. De asta zic că această carte reface genomul și identitar și imunitar al meu. Păi citești despre Nichifor Crainic. O să vedeți, eu n-am găsit niciodată lucruri atât de esențiale scrise despre Eminescu. Când domnul Răzvan Codrescu nu polemizează, cartea nu polemizează. În aparență, da așa, la o parte în viteză. Când s-au făcut niște speculații despre moartea lui Mihai Eminescu și spune de ce vă concentrați pe moartea lui Mihai Eminescu în loc să vă concentrați pe eternitatea lui. Adică, este echivalentul care l-a spune eu la BBC, de ce vă concentrați, mă, pe grupa sanguină a lui Iisus Hristos pe care o căutați pe cruce și nu pe eternitatea credinței și învățăturilor. Suntem civilizații total diferite. Suntem culturi diferite. Nu avem de-a face cu ei. Pe mine nu mă interesează grupa sanguină a lui Hristos.
Pe mine nu mă interesează efectul detectivist al morții lui Eminescu, ci eternitatea lui. Și atunci această repoziționare, această atitudine în univers ne creează o dimensiune superioară a înțelegerii vieții. E cartea, cum am mai spus, a unui exilat. De-aia îi se potrivește versul lui Emil Botta, domnul Răzvan Codrescu. Iubirea mă apără, de aceea port fruntea sus în exil printre oameni. Iubire. Iubirea la apără. Nu sunt lucruri trecute. Dacă ei lucrează asupra sistemului imunitar și vor să ne distrugă, cartea aceasta nu e o carte de istorie. Este o carte de pomenire. Pomenirea este un alt proces. Biserica pomenește. Pomenirea te trăiește. Când scrie despre Radu Gir, când scrie despre Petre Țuțea, de Părintele Stăniloae, te traversează. Nu este o informație documentară despre. E o carte de pomenire. Pomenirea este refacerea sistemului circulator. Este legătura în neam. Această carte face legătura cu neamul. Neamul nu este, nu sunt numai cei care trăiesc. Și n-am zis eu, au zis-o cei puternici din perioada interbelică. Suita aia, privirea în spate a celor care nu mai sunt. De asta poezia pe care a spus-o Nichiful Crainic, poezie rugăciune, unde sunt și ce mai sunt, este extraordinară. Este această sete, este această foame a noastră. Cultivarea prezentului acesta total. Să știți că roadele maltratării de astăzi, a mutilării de astăzi, erau de mult sezizate. Eu mă duc aminte și chiar de cei de stânga. Adorno, prin 1960, școala de la Frankfurt spunea triplă regresiune. Culturală. Vedea germenii multiculturalism. Și ce este multiculturalism? Shakespeare este egal cu Neafane, cu Neliță, care cântă la drâmbă, băcare. În colonare. Pe urmă este omul fără sine. Nu mai niciun fel de importanță lumea ta interioară. Nu vezi la televizor, toate țoapele apar și pun biografiile pe acolo, e în om interioară. Se pun pe internet imediat ce au făcut. Nu, au prevăzut-o, în calul. Și a treia este chiprocou acesta. Vulgaritatea, impertinența, obrăznicia ca forță politică. Să găsiți în, nu pot să zic biografiile, în atitudinea lor, dacă găsiți un crâmpel, o secundă de vulgaritate, de obrăznicie, sunt alții. Este altă eră sufletească. Această eră sufletească, paradoxal, ne va face bine. Pentru că în cea care trăim acum, știți, e un banc extraordinar. Eu îl spun înstora, ca să îi fac să înțeleagă mai bine atitudinea Don Quixote, că mai joc Don Quixote pe la Național, zic, băi, Don Quixote, și asta nu-i banca, în realitate, intra într-un han și spunea, frumoasa vieții mele, dă-mi o carafă cu vin. Și aia răspundea multinațional, corporatist, imbecil. Spunea, eu nu sunt frumoasa dumneavoastră, vieții noastră, eu sunt hangiță. Știți, bancul acela, erau doi în tren, o doamnă, un domn și doamna privea melancolică pe fereastră și domnul i-a zis, sunteți melancolică? Nu, domnul meu, sunt croitoresc. Este, da, aia sunt. Civilizația cealaltă a lui Caragiale, știți, Caragiale spune, asta e de cultura sufletului. Facem o mică pauză, dar e foarte interesant. Lui Caragiale s-a întâmplat ceva extraordinar. A intrat într-un han și a văzut o hangiță frumoasă și a zis, aveți niște ochi răvășitori. Și a răspuns, nu pot că mă omoară soțul. Mă gândesc? Aici sunt oameni luminoși, oameni care aveau un har extraordinar, o carieră nemaipomenită, o harismă extraordinară, un demers istoric și dintr-o dată sunt puși într-o situație limită și nu cedează. Este un numitor comun extraordinar. Mi-am notat ceva. Domnul doctor Iftimovici mi-a făcut cadou istoria virusologiei, care a scris-o prin 64-65, pe care o citesc, pentru că vreau să fiu mâna dreaptă la domnul doctor Pavel Chilă, să vedem ce e cu cancerul. Și găsesc paradigme. Și găsesc situații uluitoare ale elementarului înghețat. Știți cu ce seama de mers? Și am zis domnul doctor, știți cu ce seama? Și acum îl pun pe aceeași corabie pe domnul Răzvan Codrescu. Această carte intră în România de astăzi și în lumea de astăzi, cam cum a intrat în 1803 în, cum să zic, pe coasta Benin,
un britanic, un englez, Winterbottom. Și a spus, domnule, există o boală. Care mi-a dat triburi întregi, dorm. De când? De săptămâni, de luni. Nu se descoperise boala somnului. Era așa. Domnule, dormeau până devineau schelete și mureau. Și cădeau. Nu l-a crezut nimeni. Până au descoperit pericolul muștii țețe și ideea de contaminare. Domnul Răzvan Codrescu a descoperit musca țețe, aia care aduce infecție. A descoperit și contaminarea. Pentru că la fiecare articol, câteodată se simte nevoit, nu să apere, să igienizeze terenul. Să zică, uite care e vectorul de infecție. Uite cum se discută despre Nae Ionescu. Nu cosmetizează omul acesta. Nu idolatrizează, ci așează în dreaptă cuvință acolo unde trebuie pe fiecare. Eu n-am văzut niciodată o recuperare atât de obiectivă. Știți că imediat, cartea seamănă fantastic de mult cu ceea ce au făcut chinezii după instalarea puterii comuniste. Imediat după instalarea puterii comuniste s-a dat ordin ca toți care au vase mari imperiale de pe vremea Imperiului să iasă în fața casei și să le spargă. Cine nu făcea chestia asta era executat. Și mi-a spus când am fost în China, milioane au ieșit afară și se spărgeau vase. Și știți ce au făcut chinezii după? Au luat cioburile, domnule, și au făcut cele mai minunate bijuterii. Asta a făcut domnul Răzvan Codrescu, au luat cioburi. Pentru care s-o spart. Iremediabil s-o spart. Dar esența, cioburile, dar are deja totul ce era, asta este. Este o muncă unică. Eu nu mă refer la mari mărturisitori, pe care am apucat și o să mai cunosc câțiva așa, către sfârșit, în sfințiți. Și la această verigă de gradul 2, eu când eram la teatru și mergeam pe acolo, pe la Rossetti, și vedeam revista Puncte Cardinale, și m-a căzut ochii și am văzut pe ceva care sărea din sistem, zic, Dumnezeu, se întâmplă ceva și am mai văzut scrie Răzvan Codrescu. Eu am venit, dar domnul Răzvan Codrescu nu știe, ca să-mi plătesc datorie. Arăta perfect. Era trepta aceea necesară de a recupera memoria pe un alt reper. Și aș vrea să vă spun următorul lucru. Știți că Mircea Vulcănescu avea o expresie, când apare o valoare, hai să-i facem cor. Fiți atenți și frumos, cor valorii, să nu lăsăm singuri. Dumneavoastră, prin prezența dumneavoastră aici sufletească, ați făcut cor valorii, cel mai frumos fenomen care se poate întâmpla într-o țară care vrea să se refacă. Refaceți țesutul. Așa cum suntem puțini. Că zice, nu te teme turmă mică, nu... Spune curaj în masă populare. Am să închid cu ceva. Domne, azi noapte, după spectacol, zic, trebuie să, zic, să izola carte. Știți că ăștia sunt dați cu ulei de focă, istoricii. De ce părere aveți despre Aiud? Nu, e o problemă discutare. Și dau din numere așa. Dar acolo au fost niște chestii. Dumnezeu, zic Domnul. Azi că seamănă cu instalatorul meu care mi-a tăiat chiuveta. Era Beth Cook. Și când mi-a dat drumul, mă stropea în ochi, pe pantalon și pe picior. Și am zis, Domne, cât vrei? Domne, cât vrei? 100 de mii? Domne, îți dau 200 de mii? 300, mă ruina, 1 milion. Asta este istoricul contemporan. Doamne, ce părere aveți? Este martirajul generației între noi. Ce este, știți? Un micșoarici otrăvit care caută să iasă, că știi că se scufundă în apă. Mâine, dacă se dă drept voie, încep trimiți-le. Acești eroi, martiri care au murit ai neamului românesc, în plinul cade vocea în testicule și încep să vorbească tare. Și atunci, azi așa ca să vă ridic tonusul moral. Eu vă spun, eu pe domnul Răzvan Codrescu îl iubesc sincer, adevărat. Și mi-a venit o idee în cap, că el este atât de izolat între instalatorii ăștia, că ăștia instalează țevi din toate direcțiile, numai unde se curgă apa. Se circumscrie adevărul ăla spus de Istrat Emicescu. Lasă, e cel mai mare avocat din perioada aici. L-au bătut, l-au și a zis, bă, ne-ați expropiat inteligența, dar nu vă puteți împroprietări cu ea. Vă mulțumesc!